Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou videoclip de GTA 5 online, numai pe Cosmin Tudor. Eu sunt Cosmin, așa cum v-am obișnuit, de 66 de episoade, sau de 65, ăsta era 66-lea episod, mai țin încă minte. Și pentru că multă lume a cerut în comentarii, rectific, pentru că un procent mare din cei care comentează au cerut asta, astăzi vom tuna Zentorno, așa cum v-ați dat seama, din titlu, din thumbnail și din descriere și din videoclip, pentru că am spus acum. Exact, se știe, chiar ăsta este. Dar da, să dispară toate comentariile, frate, este atât de mișto. Ideea asta, eu să mai fac eu chestia asta odată. Dar s-a focusat atât de bine, pentru că GTA 5 deja știe că asta este una dintre cele mai șmechere mașini și pentru că știe că acest videoclip merită peste 50 de like-uri. Exact, dragii mei, acest videoclip are ca target 50 de like-uri. Hai să facem 50 de like-uri pentru videoclipul ăsta, pentru că știu că putem și știu că se poate și că merită. Mașina asta este o mașină incredibilă și m-am gândit să fac videoclipul ăsta tocmai astăzi, deși am văzut comentariile de destul de mult timp, pentru că ieri mă plimbam seara, am avut chef să ies să mă plimb cu mașina și eram cu geamul deschis, circulam chill așa, legal cu 50 la oră, vreau să mă bucur de răcoare și de drum. Bă, și trece la un moment dat pe lângă mine, fix așa, de m-am căcat pe mine de frică, vă spun sincer. Trece pe lângă mine un Lamborghini Huracan LP și ceva, nu mai știu cât. Albastru închis cu două dungi roșii, dar un roșu fosforescent așa și cu jante negre, cu elemente din carbon. Incredibil, frate, și suna ca un avion. Ca un avion a sunat. M-am speriat, deci nu m-am speriat la motociclete care au trecut pe lângă mine, cum m-am speriat de sunetul mașinii alea. Wow. Și stătea lipită, zici că era lipită cu super glue de drum, deși drumul nu era foarte drept, era destul de bumpy ride așa, cu destul de multe denivelări. Stătea mașina aia lipită de fiecare centimetru de asfalt. Incredibilă mașina aia. Wow, am urmărit-o până la Ikea, i-am făcut niște poze, foarte tare mașina. Așa că, prin urmare, astăzi voi vrea să fac chestia asta. Dar voi încerca să fac un paint job mai special, pentru că, na... Deși mașina în realitate era undeva pe metalic, un albastru metalic așa, o să vreau să fac mată, o să încerc să vedem cum arată mașina mată. Vedem exact cum arată cel mai bine. Dar înainte de toate, bineînțeles, armură 100% o avem deja, pentru că am încercat din nou să înregistrez videoclipul ăla acum 10 minute și mergea foarte prost calculatorul, frama. Și nu știu de ce, am închis oricum GTA-ul, l-am repornit și acum merge foarte bine. Brakes, race brakes, șasiu avem așa, stock, side blades primary color sau side blades secondary color. Eu o să merg pe stock pentru că este pe carbon și așa era și mașina în realitate. Deci ne pare rău, dar nu schimbăm chestia asta. Engine, bineînțeles, MS level 4. Exhaust, avem stock-ul care arată bine. Twin bore care nu arată bine. Nu merge, este foarte agresivă mașina și nu merge cu eșapamentul rotund. Hyper exit exhaust arată foarte bine. Twin arată nasol, tot așa, rotund și toate colțurile astea, toate unghiurile ascuțite nu merge bine. Și Epic Ellipse la fel, nu. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai mișto eșapament este ăsta, Hyper Exit Exhaust. Ăsta sau stock-ul, dar să zicem că mergem pe ăsta. Explosives nu, Hood avem stock, Sleepy Hood și Street Stripe. Deși aș merge în mod normal pe Sleepy, voi merge pe Street Stripe pentru că vreau să ajung cât mai apropiat de imaginea pe care am văzut-o. Bun, deci vom merge pe asta, deși nu știu cât de bine o să arate. O vom vedea, totuși. Horn, îl lăsăm același. Lights, bineînțeles, Xenon și Neon Kids. Nu avea, dar de ce nu? Hai să-l folosim. Neon Color, încă nu știu ce culoare voi face. Plate, bineînțeles, va fi Yellow on Black cu Too Fast For You. Respray încă nu. Skirts avem street sau carbon. Street skirt carbon, evident, pentru că era din carbon. Spoiler, tot așa, vrem ceva din carbon pentru că era din carbon. Ăsta nu. Ăsta îmi place. Street spoiler. Ăsta nu îmi place, frate, arată ca un avion, într-adevăr. Arată șmecher ca un avion. Pe bune, ăsta chiar e un avion. Dar nu... arată mișto, dar nu prea. Nu știu, nu mă satisface pentru ce vreau eu să fac pentru acest videoclip. Ori îl facem pe ăsta, ori îl facem pe ăsta.
Și cred că o să merg pe ăsta. Cred eu așa. Hai să încercăm să mergem pe ăsta și vedem. Cam așa arăta. Deși era mai micuț, oricum. Ăsta nu-mi place că vine dubios așa. Mi-ar fi plăcut să fie la fel de subțire, dar fără dubioșii din astea. Iar ăsta nu. Nea. Ok. Îl lăsăm pe ăsta din carbon, așa. Mai departe, transmission, race transmission, turbo, turbo tuning, bineînțeles, wheels. Erau negre și atâta țin minte, nu mai țin minte mare lucru. Windows, punem și noi un dark smoke. Bun. Ia să vedem o chestie. Dacă punem limo. Hai, mă, să punem limo. De fapt, nu, punem dark smoke ca să se vadă și ceva înăuntru. Bun. Ok. Acum rămâne să mergem pe culori. Respray. Secondary color e mai ușor de făcut. Pentru că știu exact ce vreau să fac. Vreau să mergem pe un metallic și pe un roșu. Dar un roșu portocaliu. Un lava red probabil că o să meargă bine. Bineînțeles, cum e pe roz. Nu vreau pe roz, vreau ceva. Blaze red, nu. Orange, ceva pe orange am găsit. Dar nu era orange, era roșu. Asta mă enervează, că nu avem un roșu destul de roșu. Lava red. Mergem pe lava red. Mai vedem după aia, mai modificăm după aia. Primary color. Mă, ce să spun acum? Hai să încercăm pe metallic, totuși. Hai să vedem cum arată pe metallic. Inițial am vrut să fac mașina ceva, un grid din asta, așa. Și cu metals. Uite și un alb, frate, cum arată silverul ăsta. Vai cum arată silverul ăsta. O să-l păstrez pentru o mașină. Lava red, uite ce mișto arată ăsta. Dar nu. Mergem pe albastru. Un albastru mai... Bă, cum arată pe multe culori. Mașina asta arată genial. Pe orice culoare. Și pe verdele ăsta. Uite, midnight blue-ul ăsta. Cam așa era. Era un midnight blue. Era un alt albastru, nu văd. Nu, era un midnight blue. Și hai să vedem pe pearlescent ce găsim. Avem racing blue-ul ăsta. Hai să încercăm cu un roșu să vedem cum arată. Wow! Focă! Focă! Cât de șmecher e. Țineți. Damn! Cât de bine arată pe roșu. Mamă, deci arată mașina asta briliant pe orice culoare. Frumos, frumos, frumos. Nu vreau, vreau totuși să se vadă albastrul ăsta. Și nu se prea vede. Mamă, cum arată și pe culo și culoarea asta. Ce culoare am găsit. Fister Pink-ul. Voi vedeți cât de șmecher arată? Și, uai de capul meu cât de mișto arată asta. Auziți? Hai să uităm de ce am făcut eu cu mașina, ce mașină am văzut eu. Asta mi se pare mult prea genială, culoarea. Mult, mult prea genială și asta mi se pare șmecheră. Dar asta mi se pare mai tare. Salmon pink-ul ăsta. Arată briliant. Și asta cu rozul arată bine. Wow. Mamă, cum arată. Dar asta e, pe bune. A, nu, era. Bă, nu, arată mult mai bine pe albastru. Adică nu știu cum să vă spun, arată mult mai bine așa. Dunga asta nu pot să o fac la fel cum era pe mașina. Asta mă enervează și n-arată bine cu roșul ăsta așa. Încercăm din nou cu pearlescent, pe alte culori. Sienna Brown, nu. Bă, deși așa arată mișto. Și pe Bright Purple arată bine. Cream la fel arată interesant, arată super mișto. Ice White. Hai să mai vedem ce mai găsim. Pe roșu nu arată rău, dar nu vreau să fie roșie. Asta arată interesant, nu știu, mi-mi place foarte mult cum arată. Și asta arată super bine. Dar asta n-ar merge cu dunga asta albă. Ar merge cu altceva. Un Sunrise Orange la fel arată foarte bine.
Uite, chiar nu știu ce să zic. Verdele asta arată interesant, dar nu se prea vede culoarea principală. Nu, cred că voi merge pe altceva. Voi merge pe un Sunrise Orange, deși arată... E prea închis la culoare. Salmon Pink-ul ăsta arată bine. Și rozul ăsta arată bine. Dar totuși albastru arată mult mai bine așa. Mi-e place mult mai mult cum arată pe albastru. Prin urmare, Secondary Color va fi altă culoare. Hello. Nu, va fi metallic. Un albastru. Un ultra blu. Bă, nu că e prea mai degrabă aș merge pe un crew color. Să fie așa un fel de neon. Facem așa, aplicăm crew color-ul, mergem mai apoi la hood și facem sleepy. Uite, doar așa să fie. Arată foarte mișto. Zici că e neon așa. Neon style. Ceea ce înseamnă că putem să mergem la neon kiss, neon color și să facem un nu electric blue, nu black light cum am vrut, și crew color. Frate, mi se pare super șmecher cum arată. Un blue așa ar arăta bine și pe un blue, dar îmi place mai mult cum arată așa. Nu știu, mie îmi place cum arată. Combinația asta arată genial. Mi se pare mie. Aș fi vrut totul să fie pe un albastru mai un verde spre blue deschis așa. Probabil o să schimb crew color-ul și o să fie pe un blue mai deschis. Dar și ăsta îmi place așa cum arată. Zici că e... Hai să mai vedem. Mergem înapoi la respray, secondary color, mat. Găsim ceva pe mat care să ne placă. Care să fie ok. Nu. Metallic. Ceva interesant ca să arate așa bine. Verde n-arată bine. Cam orice culoare arată bine pe asta. Ultra blue, bă, nu prea. Adică da, pe ăstea aici arată mișto. Dar aici nu prea arată exact cum aș fi dorit eu. Și white, uite, mauve. Mauve arată bine și alb simplu. Alb simplu arată bine, dar nu e cum aș fi dorit eu. Deci rămânem pe crew color. Să fie mai special un pic. Na. Zic și eu. Metals? N-arată bine, nu arată bine așa de fel. N-arată bine. Dar îmi place cum arată cu crew color. Pe bune, chiar îmi place cum arată. Bun, și primary color să rămână același? Hai să vedem acum dacă am mers pe primary color. Dacă arată bine pe o altă nuanță. Asta cu un verde așa. Mamă, cum arată cu gasoline green, arată șmecher. Vreau ceva care se potrivească, poate vine ceva care se potrivește super bine cu culoarea asta a noastră. Ceva care să sară deodată așa. Tot ultra blue e cel mai ok. Eu am racing blue. Ultra blue, fratelo, ca să fie și mai deschis. Uite așa. Ultra blue. Eu tot încerc să văd, poate găsesc, că nu-mi place verde, e prea verde. Dă prea mult spre verde, știți? Mat, nu mat, frate. Metallic. White arată bine, dar nu vreau. O să merg tot mai degrabă, merg spre un racing blue. Sau un ultra blue. Light blue nu arată bine. Și ăsta parcă, dar nu. Ăsta e mai mult mișto, îmi place, hai că ăsta e mai degrabă, lasă-l pe ăsta, bun. Bun, bun, bun. Și nu în ultimul rând, wheels. Wheel type, high end, stock. Nu. O să aleg asta și o să vă spun imediat de ce, pentru că vreau mai apoi să merg la wheel color sau să-l fac black. Iar mai apoi vom merge aici și vom vedea ce găsim. Asta cred că e. Cheetah. Solar dash. Facem din carbon. Da, tati. Cheetah Carbon RR. Cheetah Carbon RR, păi atunci facem altă treabă.
și care o să-mi placă. Wheel Color. În sfârșit pot să folosesc culoarea asta pe care am tot vrut-o de atât de mult timp. Fluorescent Blue. Asta mi-aș fi dorit să am Fluorescent Blue-ul și pe Secondary, dar nu l-am. Putem să folosim oare? Nu putem. Un alt verde mai deschis de apal așa. Race Yellow, nu, Lime Green prea. Pea Green, uite, Pea Green-ul ar putea să semene. Dar îmi place mult prea mult cum arată așa. Nu merg, bă. Lasă-l așa. Îl las așa și schimb culoarea crew-ului. Tire Design. Nea, niciodată. Tire Enhancements, bineînțeles. Tire Smoke. Blue. Blue. Sau nu, mă, Crew Smoke. Oricând. Așa, merge mai greu. Nu știu de ce merge mai greu un pic. Bun. Hai să încercăm să intrăm în home de aici. Să mergem la social. Crew, my crew. Na, nu pot să editez aici, nu, ok. Atunci, hai că revin cu asta, cam asta o să fie tuningul. Ieșim un pic de aici și revin imediat după ce voi schimba un pic culoarea de la crew ca să fie pe un mai spre bleu, așa un pic. Nu foarte mult, doar un pic. În rest arată genial, zic eu. Hai că revin într-o secundă. Bun, dragii mei, am schimbat culoarea, dar nu mă sunt mulțumit. Uitați-vă un pic, deci asta este noul crew color. Arată cam așa, un pic spre ultra blue din câte îmi pare. Dar nu arată la fel de strălucitor, adică nu știu, nu pare a fi. Hai să încercăm pe light să vedem dacă merge. Dacă nu, lăsăm pe ăsta și aia e. Neon kits. Neon kits, neon color. Nu, pare mai fad. Nu-mi place. Nu. Atunci facem o altă treabă și gata. Și încheiem și episodul ăsta. Mergem frumos pe wheels, wheel color și mergem pe pea green. Să vină pe green așa tot. N-arată, frate, arată oribil. Lime green? Nu. Ceva pe blue care să nu fie fluorescent. Bun, încercăm fluorescent blue. Nu, ăsta nu. Blue simplu, bright blue. Baby blue. Baby blue merge. Baby blue chiar merge, să zicem. Dar nu. Nici nu pot să zic că îmi plac culorile. Nu-mi plac roțile. Sport. Stock rims. Arată oribil, nu. Ăsta, tat. Ăsta cu wheel color și gata. Hai că încetăm orice discuție cu black și gata. Yes. Și asta este mașina. Așa vreau să arate de acum încolo mașina mea. Bă, arată bine. Cu negrul ăsta așa stealth look și cu genul ăsta de culoare neon, mie chiar pot să zic că îmi place. Leave me alone, Lester. Dacă și vouă v-a plăcut cum am tunat mașina, nu uitați să lăsați un like, avem acolo 50 de like-uri target. Și de asemenea abonați-vă pentru a primi cele mai noi videoclipuri. Și na, până la un nou videoclip, rămâneți cu bine și ne auzim la un nou videoclip numai pe Cosmin Today. Eu sunt Cosmin, numai bine, salut! Și am revenit, bineînțeles! Un pic așa pentru cei care au rămas până la final, am mai încercat încă o combinație foarte tare. Sunrise Orange pe Pearlescent cu un Midnight Purple. Arată briliant. Bri-li-fucking-ant. Și cu jantele astea așa negre, care îmi plac mai mult, arată super tare. Cu un secondary color cu de un roșu, Torino Red mi se pare că e. Mie mi se pare că arată mult mai șmecher. Vedeți un pic cum se face tranziția. Super, super tare. Îmi place foarte mult. Din păcate nu găsesc o culoare mai interesantă pentru roți, în afară de negru. Ceva deschis la culoare nu merge. Iar Blaze Red-ul nu cred că se potrivește la fel de bine cum se potrivește negru. Nu știu. Așa mi se pare mie. Ar mai merge Sunset Red-ul ăsta, care într-adevăr cred că se potrivește cel mai bine. Și vom merge pe Sunset Red. Deși pare așa, îmi pare un pic amaro,
Arată chiar foarte bine. Hai să vedem cum arată noaptea asta. Mi se pare că arată un pic mai șmecher. Am vrut să-l fac ca mașina pe care am văzut-o, dar și asta arată șmecher. Dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult din nou pentru atenția acordată. Opa. Eu zic că arată șmecher. Eu zic că arată mișto. Nu e lumină încă, dar când o să fie lumină o să vedeți în thumbnail cum arată mașina asta. Arată genial. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Până la un nou videoclip, rămâneți cu mine. Eu sunt Cosmin. Salut!